fost un vis pe care nu l-am visat. Asta a declarat Mircea Zamfir, câștigătorul show-ului Ultimul Trip, la finalul celor două luni de concurs. Bine, vis e și ce urmează, că sunt bani, nu glumă. Bani cu care Mircea vrea să ajute familii nevoiașe și asta face oricum. În plus, la 33 de ani, Mircea și-a demonstrat în primul rând lui că poate. Haideți să vedem mai întâi niște imagini din competiție și ne întoarcem. Mircea eliberează steagul și marele câștigător de la Ultimul Trip este Mircea, câștigă trofeul Ultimul Trip și premiul de 100.000 de euro. Când am venit aici, eram super amărât pentru că nu voiam să plec de acasă, pentru că îmi doream să fiu cu copiii mei și cu soția mea. Am un copil de 4 luni și un altul de 2 ani jumate. Și nervi, și supărare, și refulare, și eliberare, și bucurie, și tristețe, și totul a explodat așa ca un râu. Deci nu-mi venea să cred. Faptul că tu ți-ai dorit să câștigi acest premiu ca să poți ajuta pe cineva mai departe, cred că asta ți-a dat tăria și puterea să ajungi aici și să fii marele câștigător de la... Am vrut să transmit un mesaj. Asta a fost. Și cred că s-a auzit, Mircea, acum. Cred că s-a auzit, da. Și toate astea ca să pot să reprezint un scop. Să devin și o voce pentru copiii ăștia, care și la noi sunt foarte grav. Și aici sunt, aici măcar zâmbesc. La noi nici nu mai zâmbesc. E foarte grav ce se întâmplă cu copii, orfani sau neajutorați. Pentru asta am venit. Deci a fost multiplu campion mondial la gimnastică și ca să ajungi la așa un nivel trebuie să muncești enorm de mult și este o uzură a corpului foarte, foarte mare și a inimii. Ți-e frig? Te ia cu tremuri, nu? Do you have pizza? Wow! What kind of pizza do you have? One large. Deci nici prin visele mele nu vine să cred că astăzi mănânc pizza. Chiroase pentru tine.